Să trecem la emisiunea noastră de astăzi, care a început sub auspicii dubioase, iertați-mă. Vedeți și pe bagnote, coleg. Să palea de 5 milioane. Am auzit să-mi faci viața mai frumoasă. De la Janina Nectara că există o problemă. Adică ce? Eu aș putea să apar pe o bancnotă, da? Mică, da? Dar s-o aș treaba cu ea, știi ce vreau să zic? Mai dar mare. Ci că trebuie să fii... Adică... Să treci la cei drepți? Da, da. Cei fără de păcat. Întâi o să întrebăm pe Janina Nectara. Cât poți să fii de frumoasă, i-aș Doamne, în emisiunea cât asta... Cât poți să fii de înaltă? Parcă facem selecții, preselecții. Acolo e perfect. Mulțumesc. Scumpa mea, de ce te-am invitat la emisiunea noastră? Într-adevăr, dacă stai să te gândești bine, banii sunt făcuți să circule și pe ei. Apare cine cu gândul gândești, doar că în cea mai mare parte a personalităților care apar pe bani, în cea mai mare majoritate a lor, bărbați... Și atunci tu te-ai gândit? Într-adevăr. Da, este un demers care a fost inițiat și în alte țări. Nu este nimic nou, dar sunt foarte fericită că alături de mine, în această campanie Vrem Femei pe Bancnote, s-au alăturat foarte mulți specialiști în IT, avocați, consultanți și mulți dintre ei sunt bărbați care au același deziderat. Adică toată lumea își dorește ca una dintre femeile valoroase ale acestei țări, iartă-mă, am emoții, te rog, te rog. Să fie pe o bancnotă, să fie pusă la orgoliu, de... asemenea, nu este vorba de orgoliu, nici de cum. Banii sunt niște lucruri asupra cărora, știi, se împart banii. Banii, da. Banii. Să știți că noi lucrăm cu simboluri. Literatura lucrează cu simboluri, cinematografia, da, alternanța, arta, deam, banii deam vale, lucrează te gândești la Lucian Blaga. Ia uite-l simboluri. Înțelegi ce zic? Toate personalitățile care sunt pe banii, care ne trec prin mâini, uh-huh, sunt milioane de bancnote pe care noi le vedem în fiecare zi. Așa toate acele bancnote arată pe cine prețuim noi. Mă refer la întreaga populație când spun milioane de bancnote. Toate acele bancnote arată pe cine prețuim noi, ca națiune, ca societate. Eu îl prețuiesc pe Eminescu, individ. Să știi, pe bancnotele astea. Pe bancnotele noastre sunt bărbați valoroși, bărbați, da, indiscutabil, cu merite istorice de necontestat. Însă, istoria este făcută atât de femei cât și de bărbați. Și atunci stăm și ne întrebăm, noi femeile cât valorăm? Pentru că până acum, toți acești bărbați care au apărut și sunt, repet, indiscutabil valoroși. Ei ne reprezintă țara, însă țara a fost reprezentată și la construirea acestei națiuni și la dezvoltarea acestei națiuni Regina, au participat Maria, foarte Aslan. Multe personalități. Pe site-ul www.femeibebancnote.ro am creat o listă de 100 de personalități care au marcat atât feminine. Istoria feminine, exact. Atât istoria națională, cât și pe cea internațională, pe care oamenii le pot vota și pot alege 3 preferate pe care le consideră meritoase pentru cei care ghicesc. Nu e vorba de ghicit, e vorba de a alege. Eu cred că în acest demers voința poporului este foarte importantă. Tocmai de aceea te invit pe tine, draga mea, Teo, te invit pe tine, Adrian, invit toți telespectatorii care se uită la noi în acest moment să-și aleagă preferatele, pentru că decizia lor va crea un moment istoric în România. Decizia lor va duce la acest moment istoric, după cum spuneam și mai devreme, care până la urmă este foarte important, nu doar pentru noi femeile, ci și pentru bărbați. Da, de ce? Pentru că aceste... Ai dreptate și înțeleg. Există mici neajunsuri, și anume faptul că puțină lume
știe că una dintre femeile care au avut în posesie două avioane a fost Maranda Brescu, faptul că cea la Serghii la 100 de ani cânta la pian. O căruță de detalii care ar putea schimba opinii și care nu sunt foarte cunoscute în marele asta public, e, care nu mai deschide problema. Cartea. Asta e problema. Dar să știți că pe acest site noi avem și descrierea tuturor acestor personalități, pentru ca oamenii să aleagă în cunoștință de cauză. Asta e o mare, mare problemă. Oamenii nu știu cine sunt femeile meritoase se din România. Foarte multe a fost una dintre femeile care a promovat IE, într-adevăr, pe plan național și internațional. Femeie pilot, ca să le înțelegi. Foarte, toate aceste femei pe care eu le-am ales pe acest site, au creat istorie atât pentru România, dar au marcat și istoria internațională. Poate că puține lume știe că prima femeie inginer din lume este o româncă, prima femeie avocată din Europa este româncă, prima femeie doctor în medicină din lume este româncă, prima femeie doctor în drept din lume este româncă. Sunt foarte multe exemple de astfel de personalități care au contribuit la dezvoltarea acestei țări și la evoluția noastră personală, fără ca noi să știm. Nici eu nu știam de multe dintre ele, dar le-am descoperit făcând mai multe săpături. Care sunt preferatele? Acum vorbim ca la Olimpiadă. Care sunt? Să știți, uite-te, este foarte, foarte greu să alegi dintre atâtea femei care au un singur punct în comun. Ele provin din foarte multe domenii extrem de diferite, dar au un singur punct în comun. Toate au realizări de excepție care au fost consemnate de comunitățile științifice dar le internaționale. Trebuie fără notorietate, degeaba. Tocmai asta trebuie încercăm. Trebuie să răsune, să cadă la vabila de pe perete când, uite, cu Ecaterina Teodorovă, pe care voastră, avem toții și despre care știm foarte bine că s-a jertfit pentru țara. Ana Aslan, care Ana Aslan, da. Este cumva promotorul. Aici am câteva exemple, da. Sunt câteva ilustrații realizate de noi. Desigur, lista, după cum spuneam, continuă până la 100 de femei și să știi că la final am o mică ilustrație și cu tine. Da, colega, tu ai fi avut o șansă la un moment dar, dat. Dar fiind foarte vie. Da, ai scăpat. Da, am înțeles. Acum trebuie să mai aștepți vreo 40-50 de ani, dacă am așa vei arăta. Vai, sunt un adică, vis. Mulțumesc foarte mult. Că 10 lei, stimați-le spectatori. Nu contează suma. Contează, boss. Nu contează. Contează. Important este... 10 teotra. Trandafir, știi ce zic? Da. Adică... Păi da, dacă te faci așa frumoasă pe cuvânt, dacă nu string doar bagnote de 10 lei. Să știi că... Și cum mă schimbi tu pe 2 de 5? Păi nu că nu te schimb. Eu o să umplu doar cu bagnote de 10 lei. Așa cum mă schimbă el pe mine acum, la 50 pe 2 de 25. Apropo de economii, bărbații este demonstrat științific. Sunt cei mai mari cheltuitori. Cheltuiesc mult mai mulți bani decât femeile. Hai să nu exagerăm. Crede-mă, sunt statistici. Noi suntem înțelepte. Da, voi cheltuiți o dată pe lună? Portofelul și te recomanda. Da. Și se spune că modalitatea prin care le poți convinge pe femei să strângă banii, să-l punem pe George Clooney pe bagnotă și atunci nu o să-l mai lase din mână atât niciodată, de ușor. Da. Niciodată! Spectatori, trebuie să votăm femeia. De ce? Pentru că este singura ființă care a reușit să ne norocească și bărbatul prin căsătorie. Deci, cum a reușit femeia? Ia această frumusețe. Hai să spunem altceva. Știi că hoții îți cer banii sau viața. Femeile le vor pe amândouă. Exact. Acum vrem și banii. Deci, păcat să nu fii pe o bagnotă. Arată-mi și mie, te rog. Acest ultima e cu tine, colega, dacă... Este un demers... Pe mine mă cunosc. Ce vreau eu să se înțeleagă este că este un demers de mândrie națională. Da. Toți cei care militează pentru această cauză cred în acest deziderat. Adică o femeie meritoasă din România are votați Regina Maria, ar trebui, da, să aibă acest privilegiu și această onoare să apară pe o bancnotă, pentru că toate aceste femei au clădit această țară. Înțelegem foarte bine și mulțumim din suflet pentru faptul că ne-ai făcut din nou să ne gândim la asta. Mulțumim mult de tot. Femeile vor fi cu siguranță și datorită Janinei Nectara pe bancnotele pe care tot noi le vom cheltui, pentru că până la urmă cine dacă nu noi.